Din acest an, primăria, alături de instituția prefectului, va gestiona situația ajutoarelor alimentare provenite de la Uniunea Europeană pentru persoanele cu un venit financiar modic. Aceste ajutoare vor fi ridicate de la primăria Burdujeni doar în baza unor cupoane individuale pe care beneficiarii le vor primi acasă. Și în acest an, municipalitatea va distribui produse de la Uniunea Europeană. Sigur că este o nouă modalitate pe baza unor cupoane individuale. Aceste cupoane individuale sunt emise de către Ministerul Muncii, ele sunt gestionate de Ministerul Fondurilor Europene, vin prin poștă acasă la grupul țintă, așa cum spune legea, cei care beneficiază și aceia știm care sunt în mare parte șomeri, în primul rând, persoane care au pensii mai mici de 400 de lei și alte categorii, handicapați, eu știu, veterani de război. Din acest an, dacă până acum partenerul în aceste ajutoare alimentare era Consiliul Județean, din acest an, deci instituția implicată este instituția prefectului, este cea care monitorizează modul de distribuire a acestor ajutoare. Care sunt obligațiile administrației publice locale, ne spune tot primarul Ion Lungu. Primăria are următoarele obligații: să întocmească liste suplimentare în măsura în care apar persoane între data întocmirea celor liste din Ministerul Muncii și data distribuției acestor ajutoare. Primește cupoanele de la persoane respective, le semnează pe versuri, le trimite înapoi la Ministerul Fondurilor Europene, raportează situația.